Salutare prieteni și bine ați venit la un nou episod din My Summer Car, mașina noastră de vară, alături de Jonathan. Salutare! Hello, hello! Suntem în pragul sfârșitului. Falimentului. Da, dar eu cred că astea mă trebuie puse, wiring miss, trebuie să te uiți la ăla. Trebuie, dar mai le pune la mai târziu. Unde e volanul? Că nu știu unde e volanul. Pe podea aici mi-apare că e pe podea. Unde e, mă? Pe podea în mașină. Pe podea în mașină. Doamne, doamne. Doamne, doamne. Îmi dă ignition mie, dar nu-mi dă să pun volan. Aha. Gata, ce cheie, cheia cheia mare asta. 6. 6. Da, și una, un singur 2, 3, de la mijloc. 5, 6. Stai că am greșit cheia, am luat 7, cred că. Un cap, mă, pe aici, ca în burta mare. Să pui caput asta, să ai. Sau până la sfârșit. A, să punem la capul la sfârșit. Hai să-i punem bordul și tot pe aici. Gear ăsta. Asta la gear ăsta, ce șuruburi trebuie. Scuzați, băieți, dar răceala nu mă lasă. Ce gear, mă, ce gear? Gear stick-ul. Păi, dar tu ai dat skip la ăla, gear stick. Stai să... Asta e. Păi vezi tot, un zi de la ăla, ce a pus ăla. Gear stick, cheia 2. Păi stai să-l pun prima dată. Și 3 șuruburi. Păi, dar nu mă las să-l pun, what? Aici vine, nu? Aici vine, dar nu mă lasă. Ai, 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 ai. Aha. A căzut tus. Gata. Ce șuruburi? Ia 2, 3 șuruburi. 3, 3. 2, 1, 2. Așa. 3 șuruburi le-am văzut. Ce urmează? Bordul sau ce urmează? Frâna de mână. Handbrake, uite aici, Iaco era acolo, te iau și tu. Așa, am strâns astea, hai să mergem să luăm frâna de mână. Handbrake. Așa. Să vedem cum punem asta. În spate la gear stick. Cheia. Ce cheie e asta, mă? Cheia 4. O bag în passenger mod. Ai, 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 ai. A căzut ăsta. Ce a căzut, ce a căzut? Ce a căzut, mă, ce a căzut? Caunul. Cum, a sărit? Mamă, măsie, a căzut. Dar cum sar lucrurile așa random, nu înțeleg. Gata, ce era, ce cheie la handbrake? Tot 2? 4. 3, 4. 4, 4 șuruburi. Acum a căzut, mă, scaunul ăsta, că-l prinsesem doar. A căzut pentru că ăla e menit să-l pui înainte de scaun. S-a plezit. Da. Nu cred, aminți. Ba da, ba da, pe ăsta că n-a pus n-avea scaun. Deci clar că... Da, oricum nu stă nimeni în dreapta, nu? Mamă, fii atent, că n-ai terminat. Zi. Ia cheia 1. Așa. Du-te sub mașină. Așa. Păi, dar trebuie să o împing în față. Și un șur... Bă, 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 ia mașina la fale, mă. Gata, zi. Ce șurub? Te sub mașină. Unde? Uite-l fix aici. Unde? Cum stai tu? Uite în sus, e un singur șurub care este în evidență. Aha, gata. Așa, cu... Ce facem acum? Bordul? Asta a pus fronsițurile. Păi stai să-l punem și noi pe ăla, înseamnă care a căzut. Ce șuruburi are? Pune, stai că zic acum. 4. Ce cheia mă mână, că nu mai știu. 4 și 4 șuruburi la scaun. Aoleu, dacă n-am amețit, mă băieți, de-abia aștept să terminăm mașina asta de făcut. Păi mai e puțin, gata. Dar nu e 4, mă. 4. E 4, e 4. 1, 2, 3, 4, ia. Că nu merge, ia stai să vezi. Merge, merge, nu știi tu. Nu e, nu e 4. Vă fix pe șurub, vă fix pe șurub, nu e 4. Ia stai, stai, stai. Nu e 4. Da, cred că e 5, da, aha, cred că e 5, aha, 5. Aha. Ia vezi 5. 5 e.
Păi, 4 șuruburi trebuie să fie. Ai. În fiecare colț al scaunului. Da, dar ce le găsește? Întrebare. Astea din față le-am găsit, dar alea din spate... Ciuciu. Aha. A, uite, a pus ăsta după dashboard-ul. Unde e, mă, șurubul de aici, mă? Of, viața mea, viața mea. Unde e, mă, șurubul din partea asta? Că nu-l găsesc, băga mea și picioarele-l șurub. Mă-ți beau niște apă. Hai că l-am găsit. Pune dashboard. Dashboard-ul? Da, dar nu ăla meters, ăla normalul. Dashboard meters? Nu ăla, normalul. Ai. De ce nu vrea, mă? De ce nu vrea, mă? Mă bag în... Mă bag în pasager mod, nu trebuiau puse scaunele, nici acum înseamnă. Ba da. Ce e ăsta? E torpedou ăsta sau ce e ăsta de aici? Da, da, e torpedou. Da, da. Păi și ăsta cum vine? Vine așa, nu? A căzut bara din față, cred. Gata, hai că l-am pus. Ce cheie trebuie? A căzut bara din față sau mi se pare mie? A căzut bara din față, nu ți se pare. Chiar așa ai zis? Da. 2, 3, 4, 5, 6. Nu ți se pare, chiar a căzut. Vezi că un șurub e în torpedou și un șurub e acolo. Ia să din torpedou l-am strâns și unul unde e? Așa pe mijloc? Da. Doar două oare? Da. Ok, și acum? Montează bara aia, că nu stă pe creier. Lasă bara acum. Asta montează, punem. Crede-mă. Nu pun. Da, ăla, da. Ce șuruburi? Merge fără bară. Stai, nu instala. Ce? Nu spune instalat ăla. Ba da. Trebuia să pui ăsta, uite ăsta, ceasul ăsta în aia. Păi merge și acum. Ia pune, nu te vezi dacă merge. Merge, spune asta. Gata. Și nu acum? merge, scoate-l. De pentru ce? Că trebuie să șurubesc ceva pe dinăuntru. Ai. De ce l-ai pus? De ce te-ai grebit? Păi tu ai zis să-l pun. Păi nu mai merge. Am să-l pregătești. Scoate-l. Îl demontat. Ia ce trebuie să-i fac? Pune-l pe masă. Așa. E montată la gaugiul ăla pe el? Da. Întoarce-l. Și sunt două șuruburi acolo. Ce număr? 3. 3? Da. Două șuruburi alea. 1. Și la bordul ăsta ce șuruburi trebuie? Cheia 2. Câte are? 2. Nu, stai, cheia... Hai, mă! Cheia 2, da? Alea două din dreapta, sunt două șuruburi în dreapta. Dreapta? Da, genul în dreapta, ca și cum... Unde, mă? Lângă... A, aici? Torpedo. Uite, mă, stânga eu. Atât? Da, uite, ia, pune radio-ul. Hai, că de radio ne... Dar mai aproape, că nu pot stric de asta. Ia-l mai aproape, că nu-mi cap. Pune radio acolo. Are și ăsta șuruburi? Nu. Așa, altceva? Gata. Aha. Hai să cim la fire la alea, stai. Hai da, hai la fire. Două fire, două paie. Filmăm de 9 minute, mă băieți, poate apucăm să-i dăm o cheie pe episodul ăsta. Îi dăm, fii atent. Ce fac cu wiring mess ăsta? De unde vine ăsta, mă băi? Aha, uite. A pus aici, pun, front light connector, îmi dă bifă. Zi, mă. Mamă, ce complicat e, mamă. Stai puțin, deci. Ia cheia 2. Demontează grila. Tu glumești, față. Cred că. Nu. Care grila? Față. Asta? Grila față, da. De ce? Ca să faci wire. Păi da, merge, mă, și fără să demontezi grila, ce ai? Că în jocul ăsta te buguiești. Ascultă-mă, demontează și...
Iache a 3, demontează farurile. Și ce grilă să mai demontez, că în afară de asta nu-i? Farurile? Nu, da, hai. Hai, de pe ce le-ai mai pus atunci? Farurile. Nu le-ai pus repede, că eu ți-am să nu le pui atunci. Tu, nu mă, pun eu. Hai, de capul meu. Nu, oh, s-au buguit, au căzut pe interior farurile. Și acum trebuie să... cum se zice, mă? S-a vorbit română, băieți. Gata, ce fac acum? Care-i... ce antonimul să strânge în șurub, să-l... Nu știu ce vrei zici. Unscrew. Asta ce să zic. Gen... Te-ai prins? Bă, mie îmi dă bifă aici la front light connector. Încep de aici? Nu, mă, nu! Păi de ce îmi dă bifă? Du-te la alternator. Uite. Și desfă șurubul. Desfă șurubul. Aaa, și ce șurub el să trebuie? E aceeași, 3. Bă, deci, că mamă, s-a buguit, deci, la mine. Unde e alternatorul? S-a buguit. Ce s-a buguit? Îmi dă starter-ul pe ecran, s-a buguit jocul. Ce cheie trebuie? Hai că încerc așa, dar nu o să meargă. Hai mă băieți, că în loc să punem mașina de unde demontăm la loc. Unde sunt firele? Începe cu portbagajul. Unde sunt firele? Acolo. Unde sunt firele? Pe acolo. Oficial, firele au dispărut și s-au buguit. Nu. Caută pe acolo că... Intră. Caută-le pe acolo și Nu sunt. Caută-le... Și cred că știu ce s-a întâmplat. Ia zi. Mi-a luat comandă de pus fire, cred că. Gata, le-am găsit. Aici, gata. Ai scăpat. Mai are rost să mai intru. Da, intră. Hai, zi de unde încep. Trebuie să-mi arăți tu de unde încep. Bă, tu n-ai auzit ce zică din portbagaj? Deschizi portbagajul. M-am blocat în portbagaj. Nu mai pot să ies din canal, vin și împinge mașina. Nu mai pot să ies de sub mașină. Știi că nu pot să împing mașina. Gata. Hai să dau mai în față. Haide, bă! Gata. Bun. A deschid portbagajul, ai zis? Da. Dar nu știu să-l deschid, dar e problema. Ai firele selectate în mână? Nu, cer să deschid portbagajul prima dată. Da, mamă, da, portbagajul ăla. Gata. Așa. Luăm firele în mână. Ce facem da. Acum? În spatele portbagajului e un rear harness connector. Hai că da. Se rear. Și vede în pana mea. Asta e oare, mă? Rear ăla harness connector. Așa, apăs pe el? Da. Gata. Și acum? Bun. Și acum ce fac? A, pe efectiv, nu ți-a dat viză? Ba da, cum? Ba da. Păi gata, înseamnă că s-a conectat. Păi da, mai dă viza cu și la fuel tank, spre exemplu. Nu, lasă un pic. Păi ăsta trebuie conectat pe toată mașina, mă. De aici începând noi trebuie lasă să apăsăm. Lasă-mă un pic, mă. Aaaa, ce ne trolează, Johnny. Zi, mă. Ce trebuie să facem? Apăs pe fuel tank, eu îmi bat picioarele. Apasă pe celălalt far. Far? Bă, păi tu la ce conectat ăla? La rear ăla care există din portbagaj, din dreapta. Da, ăla, la ce l-ai conectat? La nimic. Am apăsat doar pe el și atât. La far. La care far? Conectează la farul ăsta din stânga, ea conectează. La stop sau la far? Bă, e același lucru, mă, la far în general, mă, la stop, da. Nu merge. Ia-l de la stop și pune-l la... Gata. Și se vede firul cum... Eu știu dacă se vede, de pus s-a pus. Cred. Păi, dar trebuie să se vadă firul în pana mea. Cum zice la far. La stop. Și acum conectează dreapta. Stopul dreapta. Gata. Și acum vezi niște fire care ies de acolo? Nu. Nu văd niciun fir care iese de aici. Nu vezi, deci nu vezi niciun fir deloc. Deloc.
Ce treia cu... What the fuck, asta apar firele, efectiv, cum sunt. Bă, prima dată apăs pe rear harness connector și după apăs pe astea două. Stai un pic. Da, da, după apeși pe ele. Pe fiecare în parte, cum ar veni. Apeși pe rear harness, apeși pe stânga, da. Stop. Apeși pe rear harness, apeși pe dreapta. Hai să... Gata, iar am făcut și iar n-apare, n-apare. N-apare. De ce n-apare? La ăsta apare, gen, ca și cum se vede că a conectat firul. Băieți, o să mă uit și eu și revenim cu update-uri, că așa ne lungim foarte mult. Băieți, după jumătate de oră de căutări, am aflat o chestie foarte interesantă. Apeși F. Se apasă F aici, deci vă duceți așa și apăsați F. F în chat. Uite, apeși F, țac o dată și te mai duci și apeși F, țac o dată acolo. Dacă aș și ajunge acolo, că nu putem să ajungem. Și gata, s-au pus firele de data aceasta, wow! Bravo, bravo. Wow! O dată aici. Și o dată aici și de la... Aici, bun. Și acum ce facem? Astea sunt conectate aici, sunt conectate, bun. Următorul care acum, trebuie să facem, zi? De la rear harness la... Rear harness, unde și unii rear harness? La fuel tank. De unde ai făcut și alea? Am făcut fuel tank-ul. Ala ai făcut? Da, și stopurile și fuel tank-ul. Bun. Te duci în față acum. Ma, stai să împing mașina atunci. Stai să o dau acolo că o să cad iar. Nu știu cât de în față, că Johnny a ieșit, bă băieți, că stă de vorbă cu femeia, nu ne mai ajută. N-aveam cu ce să te ajut oricum, n-aveam cu ce să te ajut. Mi-a iar și becurile pe aici și ai plecat. Și mai văd, zi, în față, unde mă uit? Sub baterie. Sub? Da, de acolo la mână cu... Mm-hmm. Deci ce trebuie să scrie sub baterie? Să scrie front light connector. Regulator... Sub baterie? Sub baterie, da. Front light connector trebuie să scrie. Hai să-mi trag palme. Front light connector. Battery ground connector. Bă, nu e, mă. E, mă, caută mai bine, mă. Ah, mă duc pe dedesubt atunci că nu găsesc. Să-mi bat picioarele. Mamă, și nu se vede așa. Bă, Johnny, bă, unde e, mă? Nici nu știu unde e baterie de dedesubt, în gar. Doamne, nu găsesc, mă. Unde e? Cum a intrat ăla acolo? Cum și-a băgat capul? Sub baterie? Dacă îi zic sub baterie. E sub baterie, mă, și nu e nimic sub baterie. Pe panou, unde e radiatorul? Front light connector, gata. Așa. Și de aici? Conectează-l la farul dreapta. La farul dreapta? Mhm. Și după aia... La headlight, headlight left, nu? Da, da, tot de acolo la front light. De unde? Tot de acolo, de unde ai început și celălalt. Deci de la de headlight. Tot de la front light connector, tot de la front light connector. Front light connector, unde? Dar doar că celălalt, în left. Gata. Am pus prima dată. Am zis că explică la clasa 1 să mor. Nimic nu știe Johnny ăsta, să nu te faci profesor. Acum? Ai răbdare. Aoleu, tu trebuie să le ai pregătite. Tot front light connector. Hai să-mi trag palme în el. Ok. În main harness connector ăsta. Și unde e ăsta? Trebuie să vii sus, cred. Ah, și unde e? În ce zonă e? Ignition coil. Unde e tigaia aia, cum ar veni? Main harness connector? Da. Gata. Acolo. Acu? Da. Așa, ai răbdare. Că unii e tigaie, uitați unii e tigaie și unde am apăsat noi F, ca să vă dați seama că e jumătate de metru. Mă rog. Ai, capuși de zile mele. Acum de la am main căzut. Harness connector. Și unde e main harness connector? Unde ai făcut, unde te-ai dus acum, băi nebun, mă? Aici, la tigaie acolo. Căzut iar. Stai că am căzut iar. Așa, main harness connector unde? La regulator, în stânga. Regulator, gata. Bun. Acum? Acum am. Dacă se face noapte și nu mai văd aici. Tot la main harness connector. Vă dau multe de aici.
Așa. La pozitiv terminal pe baterie. Stai să mă dau jos. La pozitiv ai zis? Da. Negativ, pozitiv, gata. Tot main harness connector. Hai să mă... La ignition coil. Hai că nu o luat acum. Main harness connector, unde? Ignition coil, stânga un pic și jos. Stânga un pic și jos, ha? Da, ai găsit? Ignition coil, gata. Tot main harness connector. Bă, dar ce e ăsta, mă? Așa. Așa, la radiator fan connector. Și unde este? La radiator mai jos un pic, radiator, se vede fan un fir. Connector, gata. Bun. Acu? De la pozitiv terminal de pe baterie. De la pozitiv, așa. La starter. Nici ar trebui să fie, dar nu cred că... Starterul, starter, cum să ți explic? Ai găsit, bun, ai găsit din prima. Bun. Acu? Ai răbdare un pic. Vezi că avem un șurub de strâns noi la urmă, să nu uiți. Care? De la, ăla de la starter, da. Negativ terminal. Negativ terminal. Stai că nu mi-e la battery ground connector. Fix lângă ăla unde e șurub, acum de vreme. Negativ terminal, unde? La battery ground. Și unde e ăsta? Tot unde e făcut ăsta de mai devreme, tot acolo prin zona aia. Care mai devreme? Ce am făcut mai devreme? Eu nu mai știi, ți-ai făcut acum 10 secunde. Nu radiatorul. Cum ai zis că se cheamă? Deci negativ terminal de pe baterie. Da. La battery ground connector. Unde e, mâncați, așa că nu-l găsesc. Negativ ground connector. Unde e? Că nu găsesc nimic acum. Battery ground. Unde e negativ? Alternator. Battery ground connector. Gata. Mamă. Așa. E ușor când te uiți la videoclip, mă. Zi. Dă-mi un pic. Avem de muncă aici, băieți. Am trag palme. Nu știu de cât timp filmăm. 6 minute cu ce am filmat mai devreme. Regulator. A, unde e regulatorul ăsta? Parcă-l găsim mai devreme. Deep speech, unde e regulatorul, mă? Ce parte e? Lângă main harness, în stânga jos, ți-am zis. Eu mai știu unde e main harness-ul. Doamne, bă, dar tu mai știi ceva, mă? În stânga jos, cum ai zis că se cheamă? Regulator. Nu mai pare nimic, să-mi trag palme. Stânga jos? Da. Nu merge nimic, mă, aici, în stânga jos. Bă, ce... Bă, scuse, cred că. Ferească. Deci, fuse box îmi dă cu firul, ești cu firul în mână, cu firul. De regulator. Bă, la baterie, unde e bateria? Așa. Panoul ăla în dreapta, gen ca și cum ceva alb, ca un fel de bloc alb așa. Regulator. Așa. Deci, și în la alternator. La alternator? Da. Ai, dar unde e alternatorul? Hai că știi. Nu știu. Unde e alternatorul, mă? Pe aici pe undeva trebuie să fie, dar nu unde e? Unde e, mă? Știi unde e? Ai, mă, ce n-ai, mă, nu știi unde e starter. Nu știu. Ai, mă, alternatorul, pardon. Gata. Ai găsit? Da. Du-te înăuntru mașină acum. Aoleu! Lasă că-l punem noi pe Johnny la muncă, după stați liniștiți. Așa, și acum? Zi, mă! Doarme, Johnny. Mamă, ce complicat e! Ignition switch? Nu. Pe ce? Stai un pic. Asta vă prinde vouă și vouă bine, mă, băieți, dacă vă uitați, că e și în română. Ne închinuim mult ca să le depistăm, deci dacă vă uitați și vreți să faceți mașina, vă e ca un tutorial, așa. Mamă, e complicat, pune zi. Pauză pe micro, pe pune episod, pauză? Că nu. E o lume de război, rău de tot. După altă oră am revenit, am terminat cu căblăraia aia, sper. Așa zice Johnny, că a terminat, dacă n-am terminat, el facem cu noi. Crede-mă că... Carlight bulb box ăsta? Da, le despachetezi și le pui în headlight. Le pui în headlight-uri. Ce headlight-uri, mă? Farurile se din față? Din față, da. Zice mie pe engleză, headlight.
Zi-mă pe română, mă. A, Echia 3 și fă și rubul ăla la starter, la motor. Care zicea mai... Hai de capul meu. Și unde e ăla? Că iar l-am uitat. La starter, bro, Ai, și nu pot că e mașina dată prea în spate acum. Bă, dacă nu... Bă, Johnny, bă-ți bați joc tu, mă. Nu știe băiatul ăsta, mă, băiți, să nu-l luați cu voi. Că mai mult vă trolează decât să vă ajute. Unde e, mă, ăla, mă? Aici, gata, l-am găsit. Îl strâng, da? Bun, da. Ce cheie trebuie la faruri? 3? Stai un pic. 2, ce trebuie, mă, la faruri, mă? 3. Bă, mai e la alternator una, să știi. La starter una, unde la. Și ce trebuie să-i fac? Deci, unde ai înșurubat acum? Da. Ai înșurubat, bravo. Mai așa. Sus de el mai e un șurub mic, ăla cu cheia 1. Cu cheia 1. Mai e un șurub bel deasupra. Cheia 1? Da. Prima, cea mai mică. Ai zis mai sus de el? Da. Mai în sus, în dreapta puțin. Gata, l-am găsit eu, șaibă. Gata. Aia, da. Gata, acum? Bun. Ai montat becurile pe... Da, mă, că eu am 10 mâini. Păi ce faci, mă, băi? Ia, mă, stă degeaba și mă întreabă pe mine ce fac. Am pus unul. Ai montat becurile alea pe... Deci de ce nu intri? Pe celălalt. De ce nu intri, mă? O să intru, da. A, n-ai mă, n-a participat deloc, mă, băieți, la faza asta. Așa, l-ai pus pe fără? Nu merge asta să-l pun, că e stricat. Hai că e stricat, ok. Cheia... S-a buguit. Cheia 3, nu? Da, și acum montează farările. Le-a montat. Cheia... 3. 3, da. Gata, sunt montate, acum ce fac? Câte două. Gata. Ai câte două, da? Da. Grila. Hai, mă, mai pun și grila asta acum. Da, grila cheia 2. Grija grile o am eu. Două șuruburi. Mi-a interesat să meargă mașina. Hai că merge, mă, mergi pe încredere, mă, să aia. Așa, acum? Ce facem? Capota, tu ai pus capota? Lasă-mă capota, zi, ce facem? Stai. Capota după ce pornim mașina o punem, la urma urmei. Dacă nu pornește... Așa, ia așa, cheia... Cheia 4, du-te la baterie. 1, 2, 3, 4, așa. De la baterie și strânge alea, negative, pozitive. Negative, pozitive, de ce are proboală? Dar strânge... Ah, mă, strânge. Așa... Și negativul... Bă, stai așa că trebuie să le strângi cumva, ia stai. Cumva, mă? Eu le-am strâns așa, cum se strâng, gata. Acu? Stai un pic. Lasă-mă că e bun așa, mă, că n-au ăstea la mașină, în realitate, să le strângi. Le strângi pur și simplu. Ce jocul ăsta e normal? Gata, acum punem fluidele. Hai de ce fluide? Desfă furt. Punem prima oară clutch and brake fluid. Alea cu... Alea 3. Subframe. Deschidem astea. Astea. Și în care pun din alea 3? În toate 3. Alea galbene, nu? Da. Ok. Brake fluid. Ăsta, brake fluid, nu? Uh-huh. Păi nu merge. Ai întors sticla invers, ai desfăcut. Da, păi... Și... Ia, gata, acum merge. Nu eram pe poziția corectă. Deci în toate și trei acum... trebuie să pun? Da, gen... Ăsta e plin? De-asta ai trei sticle, în pana mea. Ăsta nu se umple, ăsta nu merge. Ba da. Oare nu mai am din asta? Cred că da. E gol. Ai. Păi nu cred că ne ajunge astea. Păi dacă lu ăsta ai ajuns 3. Nu cred că ne ajunge, că e mai performantă mașina noastră. Hai că e 3, bro, what the fuck, ți ajunge. Hai mă, că nu merge, mă. Ce mă enervează pe mine jocul ăsta uneori. Așa.
Bun, ăsta-i full. Asta nu cred că se umple nici jumate, a? Ok. Deci e gata cu asta. Mai am o singură sticlă, dacă nu, gata, s-a dus. Trebuie să mergem în oraș. Nu, că mi se pare că poate și așa. Hai că da, mă, nu, deja da. Așa le zici tu alora de la service când te duci cu mașina ta? A, să mă, pare și așa. Fără frâni. Haide, bă, Aurele! Ia hai, uita, mă, zic că m-am mutat pe lângă decât în... Dar nu mai e ce nimic. Îți dai seama. Dar nu cred că o să ca... Gata, ăsta e plin. Nu cade, mă, dacă le ții. Hai, pune capacele. Ok. Și acum motor oil. Ce e ăla? Hai, că știu unde se pune. Ce să mai zic eu unde se pune? L-am luat? Am luat, deci, mă? Fă ăla și pune. Am luat motor oil? Da. Eu la mă oil ăla, mă. Eu nu vreau să pun de ăla, vreau să pun altul de la Liqui Moly. Mai pune și nu mai fura curent. Olea. Când termin de pus, îmi zici. E o șmecherie. Se varsă. Mi-ajunge un bidon din ăsta? Da. Deci cu un bidon din ăsta umplu? Da, și să mai și rămâne gloster. Da, dar vezi că merge greu. Ăsta e rămas, what the fuck, ăsta. Ăsta a mers repede. Nu, la mine se încarcă o grămadă. Mamă, ăsta a mers ca apă plată, este bun. Eu auzi cum curge. Dar cum dă pe gât. Mamă, zici că înghite. Gata, acum? Pune capacul. Așa. Și, vezi, și uite-ți o mașină, e ceva licuri din... Parcurs. Hai de capul meu, și eu cum îmi dau seama? Se vede în pana mea, că cum îi dau seama. Nu, nu a curs nimic. Înseamnă că e top mașina, pornește top. Gata, îi dau cheie? Da, ăsta nu mai punem niște antigel și noi mașina asta? Folosește dipstick, ai răbdoare, mă, vezi ăla de verificiu leiu. Ce? Tija aia. Iar nu se mai mișcă mașina. Tija, tija, da, nu știu dacă pot. Tija. Dipstick, așa îi zice. Și unde e la mașina asta? Unde-i pus ulei? În stânga. Stânga? Cât de mult în stânga? E o tijă, puțin în stânga. Băi, e o tijă, mă, e o tijă în pana mea. Nu e nicio tijă. Nu e nicio tijă, nimic nu e și a căzut sub mașină. Și nu mai poți să ieși de acolo, trebuie să intri. Că e mașina dată prea în spate. Hai că... Nu mai poți să ieși. Eu n-am cum să mă cefele. Am făcut, nu pot să salvez, tot ce am făcut nu se salvează. Vine repede, păi intră. Păi și eu cu ce stai, că dacă eu nu pot să mă... Hai de capul meu. Eu nu înțeleg cum reușești să faci tu câte o prostie mereu, nu știu ce. Nu există episod să nu facă vor o manevră. A blocat jocul. Hai, mă. Ferească Dumnezeu. Cum ies, mă, de aici, mă? Mă ține nemâncat în pana mea. Asta că ai avut timp să mănânci, dar n-ai vrut să mănânci, deci taci. Haide, bă, vină și împinge mașina, că am rămas aici blocat. Știi că nu am cum, da? Eu am venit, dar știi că n-am cum să împing mașina. Da, merge. O buguiești tu cumva. Mi-a pare că... Bă, what the fuck? Mi-a pare că mașina e... Ce mincinos e omul. Bă, îți bloca, mă. Nu pot să ies. Bă, mi-a pare că mașina e tocmai în capăt. Da, hai că în capăt dacă e. Mă jur. Hai, mamă, vai, mamă. Îți dau partajare? Și cu ce poți să te ajut? Eu că n-am cu ce. Băieți, s-au întâmplat iarăși o grămadă de chestii. Nu mai pot, sincer. Filmez deja de 4 ore. S-a răsturnat mașina și au intrat roțile în prostia aia acolo. Vreau să mergem acum să tragem cu hook-ul mașina puțin în exterior, pentru că nu mai putem să o mișcăm. Și nici nu mai știu ce trebuia să facem ultima dată, sincer. Trebuia să punem, nu știu ce trebuia să punem, Johnny știe. Dar Johnny nu e concentrat, aia e problema. E troller. E adevărat.
Zi-mă ce trebuia să facem. Dar nu mai știu că am închis videoclipul. Hai. Ce închis videoclipul? Că dacă noi n-am terminat. Păi cum n-am terminat? Ce am terminat? Păi... N-ai mă cumă cu băiatul ăsta. Curând urma. Dar nu, că zic că trebuie să punem altceva prima dată. Nu, nu punem nimica. Era doar ca să verifici uleiul. Deja e. Păi și de ce să mai verific? Păi ca să vezi dacă chiar s-a dus în motor sau dacă s-a dus la... Aia nu cură de motor. Hai, desfă de curând la radiator. Pune curând. Am scos mașina afară, gata. Oprește asta. Gata. Ce coolant, mă? Mai pun coolant și după pot să-i dau cheie? Nu știu dacă pot să-i dai după păi cheie. Păi ia vezi dacă merge, dacă nu îmi bat picioarele, nu mai fac nimic. Dacă nu pot să-i dau cheie după coolant, nu mai. Zi. Verifică dacă nu cumva asta la baterie, dacă nu s-a deșurubat șuruburile alea, de negativ și pozitiv. Hai să pun coolant acum. Băi, nu știu de cât o să iasă episodul ăsta, 20, 30, 40 de minute, habar nu am de câte ori am oprit episodul. Dacă aș pune tot ce jucăm noi aici, credeți-mă că toate episoadele ar fi de minim 2 ore, minim 2 ore. E nebuneală jocul ăsta, mare de tot. Cred că am stat pentru cablurile astea, ce vorbești mă, peste o oră jumate, doar pentru cabluri. S-a buguit Johnny pe aici, a plecat de acasă, s-a dus la McDonald's. Ce ai zis mă să verific? Șuruburile de la baterie? Da. Par strânse. Nu o să-i dau cheie. Ăsta, nu încă, ai făcut sculantul? Da. Bun, nu-i da cheie încă. Hai mă! Pune-i benzină. Păi dar n-are. Păi nu știu, pui avea, are. Stai că vreau să fiu și eu când e de benzină. Lasă, stai acolo, tu nu mai veni. Nu. Tu n-ai venit deloc la... Nu zic ce trebuie să faci. Păi dar n-avem benzină, că am pus toată benzina în aia, mă. În ce ai pus? În căcatul ăla de mașina tău. Scoate din mașină, pune în... N-ai cum să scoți. Cum mă, nu? N-ai cum să n-avem... scoți. Fii atent că n-ai... Păi și ai benzină sau n-avem? Nu avem. Și nu văd dacă am în mașină. Nu știu, nu pot să mă uit. Hai să încercăm să te închei. Aduc canistra. De unde să aduc canistra? Nu-i da cheie, că nu poți încă. Hai să vedem un pic. Mamă, dar cum face? Cum face? A, iese fum din motor, ești nebun? Iese fum din motor. Ce scârție urât de tot când încerc să-i dau cheie. Și nu pornește, iese fum. Păi da, pentru că te-ai grăbit, mai era de făcut. Da, să ne vedem data viitoare, poate data viitoare reușim să o... Nu știu, să o pornim, nu știu dacă reușim să o pornim, sincer, pa, pa.